Avion care urma să ajungă din Chișinău în Sankt Petersburg a făcut cale întoarsă la 30 de minute de la decolare. Incidentul a avut loc azi dimineață din cauza unei suspiciuni privind o posibilă problemă tehnică. Într-un comunicat remis presei, compania Air Moldova ne informează că toți pasagerii care au fost înregistrați în acel zbor au decolat spre Sankt Petersburg cu o altă aeronavă. Autoritatea Aeronautică Civilă a anunțat că echipajul a acționat în strictă conformitate cu procedurile prevăzute pentru asemenea situații, iar avionul cu problemă a fost întors la sol și urmează să fie verificat.